Ministerul Agriculturii a demarat un proiect de hotărâre prin care își propune combaterea și distrugerea buruienii Ambrozia la nivel național. Speciile care aparțin genului Ambrozia sunt printre cele mai nocive plante existente. Sunt un adevărat coșmar pentru sănătatea publică. Proprietarii de terenuri care nu distrug buruiana riscă amenzi de până la 20.000 de lei. Cercetările efectuate în mai multe state europene arată că polenul eliberat de buruiana Ambrosia artemisophilia este unul dintre factorii principali a irinitei alergice și reprezintă cauza manifestărilor severe ale asmului bronșic întâlnit la sfârșitul verii la un număr tot mai mare de persoane. Planta este răspândită în special pe terenurile nelucrate, de-a lungul căilor ferate, a drumurilor, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigare bazinelor piscicole, apropierea pădurilor, zone industriale, fiind o specie de buruiană foarte invazivă. În prima instanță, proprietarii sau deținătorii de terenuri vor fi somați să distrugă planta. Dacă în urma unui al doilea control proprietarii respectivi nu au respectat măsurile de combatere a plantei periculoase, aceștia riscă amenzi de la 750 de lei până la 5000 de lei în cazul persoanelor fizice, respectiv de la 5 de lei la 20.000 de, de lei în cazul persoanelor juridice, a avertizat Ministerul Agriculturii.